Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă, mai ții minte, domnul Zafiu, când mergeam și noi precum campionii și sărbătoream promovarea în audiențe și la micul dejun mâncam ciolan cu varză. Da. Puteți să facem și acum. Ce vremuri. Da. Bă, ciolan la ora 10:30, găsisem o cârciumă undeva pe aici prin zonă, care avea ciolan, dar ciolan de ăla cu șoric crocant. Mă, era o nebunie, îmi plouă în gură. Era deschis în mall, de asta era la ora asta. Da, exact. Activă. Și la 10:30 ne duceam, eram singuri acolo. Și ce vreți să mâncați? Un ciolan. Aveți? Da, avem. Băi, da, apropo de nemți, să știi că noi dacă ne-am promovat ceva mai bine, mm-hmm, nemții ar veni aici ca la albinele la miere. La noi redacție? Nu, la noi în țară. A, băi, dar să mă, în centru vechi e plin, cum? E nebunit? Da, dar tot nu... Bun, acum face domnul Nicușor, da, în ordine acolo, ai auzit? Știți ce se întâmplă? Ce face? Face la planșeul, da. Nu, la planșeul în Piața Unirii, aia e nenorocirea mare care o să țină 3 ani, dar în centru vechi a transmis proprietarilor de terase să lase loc liber ca la nevoie să treacă mașinile de pompieri prin centru vechi. Pe unde? Nici cu bicicleta nu treci pe acolo. Da, bun, sigur, sunt terase claie peste grămadă, adevărul că sunt terase de n-ai, pe unde, n-ai loc pe unde să treci. Așa pe acolo, dar sunt și străzile înguste. Și cere să fie 4 metri sau nu știu cât, 4 metri jumate să treacă mașina de pompieri. Da, o să fie frumos acolo. Asta e, pierdem și pe ăștia. Da. Revenind, s-a întâmplat la restaurantul Bamboleo. Așa, da. Din Palma de Mallorca, unde campionii aceștia, care tocmai au promovat, au comandat 1001 de pahare de bere de 0,25 de litri, adică 250 de mililitri. A, micuțe. Fotografii dintr-un foc. Marea lor promovare a fost din Liga 6 în Liga 5. Ce contează? Bravo, domnule. Promovare. Așa mi-am dat seama și că m-am gândit, bă, dar Rapidul când a promovat a dat și bere, ceva, și mi-am dat seama că nu, că ei au intrat direct între a cincea, ei n-au avut... Aia era ultima. N-aveam mai multe. Da, vreți să știți, se cheamă VfB Bonn Endenich 1908. Deci sunt mai vechi decât... Sunt din Bonn? Da. Interesant. Așa pare. Liga a șasea se cheamă Landesliga Mittelrhein, iar echipa a promovat în Oberliga. Din Landul Mittelrhein, adică mijlocul Rinului. În fine... Da, aici vreau să ajungem că încercam să vă dezlușesc tainele fotbalului. Și după Oberliga, mai sus un pas este Oberstürmbahnliga. De kein Liga. Weiß nicht, was welches Liga ist das? Meine liebe Katze, ce fără domnul. Și băieții de la Obor. Da, vă rog. Asta, că aici începusem, că au avut un grup de turiști nemți. Da. Așa. La medie 1,90 m, 100 de kg. Așa, și au băut tot. Care n-au dat 2 bani pe mici. Dau o bere de până seara când s-a închis terasa, deci nu mai plecau de acolo. Bravo. La 6 lei paharul, băi, rămân interesiști. Da, de vă rog că da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.